În contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, România a rămas singura țară din zona Mării Negre care mai exportă grâu și porumb. Statele din jur, precum Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și Rusia, au decis să-și protejeze consumul intern, mai ales că nu se știe cât va dura conflictul armat care a dus la o explozie a prețurilor. Așa, dacă ne referim sigur la mari exportatori de grâu și de cereale care sunt Rusia, Ucraina și România, într-adevăr, noi am rămas cam singurii care mai putem exporta. Cert este că plecăm de la datele pe care ne le-a oferit statistica anului anterior și care spun că am avut un an record de cereale, respectiv peste 34 de milioane de tone, ceea ce ne poziționează undeva în top 3 în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că noi avem o cantitate rezonabilă care poate fi exportată, dar acum asigur că cei care sunt la decizie, guvernanții, trebuie să ia în considerare ceea ce se întâmplă în prejurul nostru și în mod deosebit să garanteze securitatea alimentară a noastră, a românilor. Ieșenii resimt profund creșterea prețurilor la cereale, care se reflectă în banii pe care îi dau pe pâine. Oamenii spun că și pregătirile ogoarelor pentru însămânțare sunt mai costisitoare. Față de anul trecut, cum este? E ulea că mai mare de asta situația. Foarte scump, foarte scump. Eu am cu anii ca 3.700.000, atâta, 3.700.000. Cum se mai cheamă? Atât. Era mai ieftin. Era 2 lei. Mai 4. Ce anume era 2 lei? Pâinea de porumb. Păruța de grâu, 2 lei. Și era 1 leu și 5 bani. Adică 1 leu și 5 mii. Da. Foarte greu. Cu ce trebuie? Ulei scump este tot. S-a scumpit și farea soarelui, nu? Da. E 10 lei și 9 lei kilogram. Adică de ulei în farea soarelui. Indiferent, e floarea soară, că e grav și tot atât. Foarte greu. Lucru cât e o zi, 150 și ziua, e greu, e scump, scump, ne. De arat, de samanat, de strâns, de... România este singura țară care nu a luat nicio măsură pentru a proteja populația de inflație. Dar eu cred că una peste alta nici nu trebuie să ne panicăm, ci trebuie să luăm măsuri clare și una dintre măsuri, într-adevăr, este de a vedea care este necesarul de siguranță alimentară din punct de vedere al cerealilor și a produselor similare, astfel încât românii să aibă garanția că orice s-ar întâmpla în jurul nostru, nu vom fi în situația în care, eu știu, să plătim de 10 ori prețul unui kilogram de grâu sau unui kilogram de făină sau să trebuiască să importăm de mai știu de pe unde. Potrivit datelor publicate în luna ianuarie, România a fost al doilea cel mai mare exportator european de grâu și orz furajer după Franța.